Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, o altă carte minunată scrisă de Joseph Banner. Cei care nu l-ați mai ascultat, căutați Viața impersonală, una dintre cele mai frumoase cărți scrise de acesta. De asemenea, am mai tradus pentru dumneavoastră și Bogăție și Calea spre ieșire. Astăzi am pregătit o carte la fel de interesantă și impresionantă precum este Viața impersonală, o carte scurtă intitulată Profesorul. Nu știu dacă am menționat în filmulețele anterioare, dar Joseph Banner a scris întotdeauna cărțile anonim, așadar n-a fost vorba niciodată despre el. Și este evident că a scris aceste cărți minunate într-un mod dezinteresat pentru a fi în serviciul celorlalți. Înainte însă de a începe, dragilor, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici, iar pe site-ul îndrăznește-să-crezi.com găsiți pachete de mentorat dacă aveți nevoie de îndrumare și prima carte scrisă de mine, Cheia Legii Asumției, Ghidul Manifestării. Să începem! Profesorul. Capitolul 1. Tu, care ai auzit chemarea lui Hristos și te-ai consacrat pe tine și viața ta în slujba umanității. Tu, care ai simțit impulsul divin de a dărui altora din binecuvântările spirituale pe care le-ai primit. Tu, care ți-ai asumat poziția de învățător și conducător pentru suflete flămânde care au venit la tine pentru a fi hrănite. Ascultă mesajul meu special pentru tine. Tu, dragule, ești ministrul meu ales. Pe tine te-am ales pentru a fi o cale prin care voi turna multe binecuvântări în lume. Da, te-am chemat deoparte și ți-am arătat munca imensă pe care o ai de făcut, milioanele de suflete adormite care așteaptă atingerea, care le va trezi la conștiința scopului real al existenței lor aici, în această viață. Ți-am arătat unde poți ajuta în această lucrare și ți-am dovedit că ajuți cu adevărat prin aprecierea și recunoștința celor pe care ți-am adus și ți-am permis să-i ajuți. Da, simte că nu lucrezi în zadar și deși calea poate părea întunecată și nesigură, iar mijloacele și capacitatea de a continua să nu fie evidente, totuși, ceva din interiorul tău te obligă să continui, spunându-ți că totul va fi rezolvat la timpul potrivit dacă vei dovedi că ești credincios cauzei pe care ți-am însușit-o. Îți reamintesc toate acestea, chiar dacă poate nu au apărut atât de clar în conștiința ta muritoare. Precizez acest lucru pentru a te pregăti pentru ceea ce am să spun acum. Pentru că acum doresc ca tu să știi că am un plan și un scop bine definit în toate acestea și că a sosit momentul în care poți deveni colaborator conștient cu mine în împlinirea lui. A fost atins punctul în viața ta spirituală în care adevăratul tău loc în planul meu și înțelegerea scopului meu îți vor fi dezvăluite. Ca aceste cuvinte să aibă un răspuns real în inima ta și să te străduiești cu seriozitate de acum înainte să te supui instrucțiunilor pe care ți le voi da în continuare. Capitolul 2. Cine sunt eu? Eu, care vorbesc cu atâta autoritate și fac afirmații atât de cuprinzătoare? Cine sunt eu ca să te pot instrui și să-ți promit recompense pe care numai Dumnezeu le poate da? Ascultă! Eu sunt tu, adevăratul tău sine. Eu sunt sinele tău adevărat,
Spiritului Hristos, a cărei chemare ai auzit-o. Eu sunt sinele tău superior, cel care te trezește, al cărui îndemn l-ai simțit. Eu sunt sinele tău divin, dătătorul tuturor binecuvântărilor pe care le-ai primit. Eu sunt Dumnezeu în interiorul tău. Nu un spirit separat care se lăjluiește undeva în corpul tău. Eu sunt tu, chiar sinele tău. Da, eu, Dumnezeu, sunt tu, sinele tău real, tot ce ești, trup, minte, suflet, conștiință, voință. Eu, Dumnezeu, sinele tău real, îți spun aici aceste cuvinte de adevăr viu. Și modul în care poți ști că eu sunt cel care vorbește, dacă aceste cuvinte găsesc un răspuns în tine, atunci este pentru că eu, sinele tău real, răspund astfel și te oblig să-ți acorzi atenție, pentru ca tu să cauți să înțelegi toate semnificațiile mele ascunse în ele. Dar dacă nu există niciun răspuns în interior, iar intelectul tău uman îți spune că aceasta nu este decât o altă încercare în a-ți atinge interesul pentru ideile unui alt profesor și că tu ai o filozofie proprie și nu ai nevoie de instrucțiuni de la alții, este bine. Dar să știi că nu tu ești cel care alege astfel, ci eu, sinele tău atot înțelept și iubitor, care aleg pentru tine. Pentru că eu am alte idei pentru tine și te voi aduce la înțelegerea scopului meu și a rolului tău în planul meu, totul la timpul potrivit, când ți-am pregătit pe deplin mintea ta umană și conștiința sufletului tău, astfel încât să le poți primi. Cu toate acestea, dacă auzi o voce interioară, slabă, abia inteligibilă, care îți spune să citești mai departe și poate că ar putea fi ceva de valoare în ea, chiar dacă crezi că îți cunoști deja rolul în planul meu și că acum îmi îndeplinesc scopul, nu refuza, căci este vocea mea care încearcă să se facă auzită deasupra tumultului conștiinței tale umane, îndemnându-te cu blândețe să-ți păstrezi mintea deschisă, să asculți cu atenție cuvintele adevărului care îți promit aici că vor apărea din belșug peste măsură dacă vei căuta cu adevărat să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Dar, pentru a înțelege sensul deplin al celor ce urmează, încearcă să-ți imaginezi că eu, care vorbește aici, este sinele tău real, sinele tău superior și chiar dacă nu crezi încă acest lucru, presupune pentru moment că este sinele tău superior și încearcă astfel să ajungi la conștiința că este tu. Vorbește cu mintea ta muritoare ca și cum te-ai adresa unei personalități separate. Dacă vei persista în a-ți păstra această conștiință în timp ce citești, multe, foarte multe, ți se vor adăuga ție în materie de binecuvântări spirituale și vei cânta laude lui Dumnezeu pentru că acest mesaj a intrat în viața ta. Capitolul 3. Tu, copilul meu iubit, care mă cauți, dar care nu m-ai găsit încă, decât ca pe un ceva intangibil, care te-a înălțat, te-a inspirat și te-a condus mereu și mereu pe căi tot mai înguste și totuși mai luminoase, obligându-te să întinzi o mână de ajutor fiecărui nevoiaș pe care îl întâlnești. Tu, care ești conștient de mine ca fiind iubirea lui Hristos în inima ta și care cauți să răspândești mesajul iubirii sale peste hotare,
semănându-l în fiecare inimă care pare pregătită să-l primească. Tu, la care am venit în străfulgerări radiante de lumină sau în viziuni, fie că dormi, fie că te-ai trezit, ca adevăr, luminându-ți mintea astfel încât pentru moment să vezi clar realitatea vieții mele spirituale și iluzoria lucrurilor care fac apel la simțurile exterioare, și acum caut să înveți și pe alții acest adevăr. Tu, care ai devenit conștient de mine ca fiind viața care locuiește în tine, iar aceasta se manifestă în tine ca putere și îți permite nu numai să arăți viața mea în corpul tău ca sănătate vibrantă, ci îți permite să transmiți această viață altora, vitalizându-i, întărindu-i și vindecându-i, aducându-i astfel la conștiința vieții mele în corpurile lor. Pe tine, pe care te-am condus puțin mai departe, pe care te-am învățat să folosești unele dintre legile ființei mele, am trezit în tine anumite facultăți și puteri interioare care te-au diferențiat aparent de semenii tăi, astfel încât acum te numești ocultist și cauți să ajungi la stăpânirea completă a acestor puteri ale sinelui. Da, și chiar și tu, binecuvântatule, care ești conștient de mine ca sinele tău divin, ca Dumnezeu în tine și care extragi de la mine în mod liber iubirea mea, înțelepciunea și puterea mea și care predai acest mare adevăr și atragi la tine mulți adepți care te aclamă ca un iluminat, ție îți aduc acest mesaj al vieții impersonale. Este posibil ca ideea de impersonal să nu fie nouă pentru tine. Este posibil să fii meditat asupra ei. Poate că te-ai străduit mai mult sau mai puțin să o trăiești. S-ar putea chiar să o fi predat discipolilor tăi și totuși s-ar putea să nu-i înțelegi sensul real. Scopul meu este acum să te fac să conștientizezi acest sens, astfel încât, în calitate de învățător și conducător al altora, să nu mai ai scuza că nu-l cunoști atunci când, de acum înainte, din interior, voi insista ca viața mea impersonală să se manifeste în și prin tine, căci eu, sinele tău adevărat, de acum înainte nu mă voi mulțumi cu nimic mai puțin. Urmărește cu atenție tot ceea ce îți voi spune acum și caută cu seriozitate să cunoști adevăratul meu înțeles, aplicarea lui personală și vitală pentru tine, înainte de a trece cu vederea sau de a le respinge, dacă acest impuls îți vine. Voi pune mai întâi câteva întrebări. Punând aceste întrebări, eu le îndrept direct către conștiința sufletului tău. În mod necesar, ele vor trebui să treacă prin mintea ta muritoare. Deoarece mintea ta muritoare nu este decât o parte a sinelui tău muritor sau a personalității tale umane, este necesar mai întâi să înveți căile minții muritoare și să vezi acest eu așa cum este cu adevărat, nu așa cum îți imaginezi că este. Să vezi această personalitate a ta cum se preface că se simte rănită, cum începe să se revolte și să nege și chiar să devină indignată, dacă nu furioasă, la aceste întrebări. Pentru că eu am de gând să sondez până în profunzime, chiar în centrul autocompătimirii sale, îndreptățirii sale, al mândriei sale spirituale, al iubirii sale de putere, de conducere, de a fi considerat foarte înțelept și bun, dacă vreuna dintre aceste calități mai există în personalitatea ta.
dar ține minte, nu ești tu cel care te simți rănit, cel care te răzvrătești sau te înfurii. Este vorba doar de personalitatea ta, pentru că tu ești cu adevărat eu, propriul tău sine adevărat, iar eu sunt cel care pune aceste întrebări și eu sunt cel care îți arată aceste calități, insistând că tot ceea ce stă în calea expresiei perfecte a vieții mele impersonale perfecte, de acum înainte nu mai poate avea loc în viața ta. Dacă urmărești cu atenție și studiezi cu atenție gândurile și sentimentele care îți vin în minte în timp ce citești întrebările, vei descoperi poate o fază a naturii tale pe care o credeai că nu mai există. Dar misiunea specială a acestui mesaj este de a te face pe deplin conștient de o astfel de fază, precum și de toate fazele naturii tale umane care nu au ajuns încă sub dominația mea a adevăratului tău sine. Aceasta este o învățătură interioară și este o muncă interioară pe care vei fi chemat să o faci acum, cu mine, sinele tău superior ca învățător. Dacă sufletul tău răspunde și ești dispus fără teamă să accepți orice am de spus, și dacă o vei accepta cu adevărată umilință și înțelegerea spiritului, să știi că te așteaptă o mare bucurie spirituală și multe binecuvântări vor urma. Dar dacă personalitatea ta încă insistă asupra faptului că eu care vorbește aici este doar o persoană care se consideră pe sine însuși divin și care și-a o libertate nejustificată prin faptul că se amestecă astfel în treburile tale private și că nu trebuie să răspunzi la aceste întrebări nici măcar ție însuți, pentru că ele nu sunt treaba nimănui în afară de tine, dacă personalitatea ta, cu mintea ei pur umană, te convinge astfel, este bine și trebuie să te învăți într-un alt mod, mult mai greu. Și totuși, totul este adevărat. Aceste întrebări nu sunt treaba nimănui altcuiva. Sunt doar treaba ta. Dar ține minte, eu, sinele tău adevărat, Dumnezeu din tine, sunt singurul care ți le pune. Și eu le pun doar pentru ca tu să te confrunți cu tine însuți, pentru ca tu să vezi clar această personalitate a ta, cu toate slăbiciunile, defectele și concepțiile sale umane greșite, care încă există și care, prin incapacitatea ta de a percepe influența lor subtilă asupra ta, împiedică exprimarea perfectă a vieții mele impersonale în și prin tine. Dacă voi înțepa bulele tuturor acestor iluzii ale personalității care încă se mai ascund în atmosfera ta mentală, după ce mai întâi am arătat clar irealitatea lor, este doar pentru ca, în cazul în care vor apărea din nou, să le recunoști imediat și să le refuzi intrarea în viața ta. Poate că personalitatea ta spune, în timp ce citești, că nimic din toate acestea nu se aplică în cazul tău, că nu ai nevoie de astfel de instrucțiuni. Crezi? Atunci răspunde mie, sinele tău adevărat, la următoarele întrebări, studiindu-ți cu atenție sentimentele, după ce le citești pe fiecare cu o analiză sufletească. Ești sigur, copilul meu, că nu există nimic de sine care să caute sinele în această muncă pe care pretinzi că o faci pentru umanitate? Ești sigur că tu, personal, nu iei creditul pentru ajutorul pe care studenții și adepții tăi îl primesc prin tine? Ești sigur că nu simți o plăcere secretă și mândrie în atitudinea lor de respect admirativ și de respect față de tine?
Aceste învățături pe care le transmiți, ești sigur că ele vin direct de la mine, sinele tău divin? Sau sunt doar opiniile tale personale, gândurile pe care le-ai adunat de la alți învățători umani? Oare păteze această lucrare pe care ți-am dat-o să o faci, introducând subtil personalitatea ta în ea, atrăgând atenția mai mult asupra ta ca învățător, decât să-i întorci spre mine în interiorul lor, singurul lor învățător adevărat? Poți spune cu adevărat că ai numai gânduri iubitoare și folositoare și că spui numai cuvintele lui Hristos atunci când ești întrebat sau când vorbești despre alți învățători și conducători, indiferent cine sunt aceștia? Atunci când te întâlnești cu alți profesori și lideri, nu te împingi niciodată înainte? Nu dorești niciodată să conduci sau să impresionezi cu personalitatea sau puterile tale? Atunci când întâlnești pe cineva care a ajuns la o realizare mai înaltă a lui Dumnezeu decât tine, nu cumva doar cea mai pură iubire frățească iese din tine către acel suflet? Atunci când unul dintre elevii tăi, cu ajutorul tău, se trezește la prezența mea interioară și ajunge rapid la o conștientizare și mai mare a puterilor mele decât ai avut tu, te bucuri sincer cu mare bucurie și lauzi pe Dumnezeu pentru binecuvântările sale pentru acela? Ești sigur, dragule, că faci tot ceea ce faci, fără să te gândești la recompensă, fără să-ți pese deloc de rezultate, odihnindu-te doar în conștiința că eu sunt cel care face totul și că eu sunt responsabil? Îți dai seama cu adevărat că tu și personalitatea ta sunteți una, că nu există nicio diferență și îți înțelegi pe deplin propriul sine și îți cunoști identitatea cu Dumnezeu, sinele tău divin? În toate învățăturile tale despre aceste adevăruri înalte, recunoști tu în sufletul tău unicitatea tuturor, că eu, Dumnezeu, sunt tot ceea ce există, că tot ceea ce există ești tu, că eu sunt sinele tău real, că nu există separare, că tot ceea ce faci tu, face Dumnezeu, că ești una cu Dumnezeu și că toate puterile lui Dumnezeu sunt puterile tale? Ești sigur, copilul meu, că toate lucrurile pe care le înveți tu însuți există? Că faci, manifesti, trăiești tot ceea ce le predici celorlalți? Dacă îmi poți răspunde cu adevărat, în mod satisfăcător mie, sinelui tău superior, la toate aceste întrebări, atunci acest mesaj nu este pentru tine și nu trebuie să citești mai departe, pentru că știi deja tot ce am să-ți spun. Dar dacă nu e sigur și îți dai seama că personalitatea ta este încă un factor mai mult sau mai puțin dominant în viața ta, atunci ar fi înțelept să citești mai departe, pentru că acum am ajuns la partea vitală a mesajului meu. Capitolul 4. Ah, dragul meu, cum să-ți spun? Cum pot să pătrund prin zidul de îndreptățire inconștientă, de autosuficiență, de mândrie și independență spirituală pe care personalitatea ta l-a construit în jurul tău, poate, și care adesea împiedică cuvintele mele de adevăr, rostite prin intermediul altora, să ajungă la conștiința sufletului tău? Cum poți să trec peste sentimentul care chiar acum, poate, îți inundă conștiința umană,
stârnindu-ți furia și opoziția, astfel încât să nu înțelegi semnificația profundă a sensului meu. Nu vezi, dacă un astfel de sentiment se manifestă în inima ta, că personalitatea ta este încă foarte prezentă atunci când te poate controla în acest fel? Nu poți înțelege că până când cuvinte precum cele de mai sus, venite din orice sursă, nu pot crea în tine decât o înțelegere înțelegătoare a intenției lor, iubitoare și ajutătoare, și că dacă apar sentimente de natură rebelă sau antagonistă, nu poți înțelege asta decât dacă le recunoști imediat, precum și sursa lor, și poți proceda la transmutarea lor în iubire și recunoștință față de mine, pentru că ți-am arătat astfel aceste slăbiciuni care încă există. Poți fi un canal pur și adevărat prin care să curgă învățăturile lui Hristos? Nu vezi că atunci când cineva se pune pe sine ca învățător al altora și își asumă rolul de mediator între el și Dumnezeu, interpretând pentru acei oameni voința și sensul său, își asumă o mare responsabilitate dacă nu se odihnește în întregime în conștiința lui Dumnezeu și a iubirii sale, astfel încât Dumnezeu să poată vorbi și acționa prin mintea și trupul uman, fără niciun fel de piedici sau obstacole. Și pentru a permite căutătorului sincer și adevărat al lui Dumnezeu, celui care se străduiește să rămână în el și să lase conștiința lui să locuiască în inima sa, dacă ar ști cum, celui care tânjește doar să cunoască voința lui pentru a se supune și a-l sluji în toate modurile posibile, aceste cuvinte sunt scrise pentru a le permite să știe că eu, sinele adevărat din interior, sunt Dumnezeu, dincolo de orice îndoială. Sunt mulți care pretind că mă cunosc, că mă urmează, că îmi transmit învățăturile, că învață și predică calea unirii, dar care în exterior, în fața celorlalți și în gândurile lor cele mai intime, sunt atât de amestecați cu personalitățile lor, sunt atât de influențați și controlați de ele, încât nu mă cunosc, deși proclamă zilnic că eu îi conduc și vorbesc prin ei. Pentru aceștia, de asemenea, sunt destinate aceste cuvinte. Este adevărat că vorbesc prin ei, dar nu așa cum înțeleg ei, căci ei, personal, chiar dacă se mândresc cu gândurile frumoase care le ies uneori din gură și cu ajutorul pe care aceste gânduri îl aduc altora, nu știu când vorbesc eu și când personalitatea lor. Căci dacă m-ar cunoaște cu adevărat, nu ar avea mândrie, nu și-ar lua niciun merit și nu s-ar gândi la ei înșiși, ci ar rămâne cu umilință în conștiința faptului că eu fac totul și m-ar lăsa pe mine și iubirea mea impersonală să domnească în fiecare detaliu al vieții lor. Cu toate acestea, eu vorbesc prin astfel de personalități mândre și chiar prin ipocriți și învățători de doctrine false, folosind orice cale pentru a aduce sufletului căutător fazele de adevăr necesare pentru a-l conduce la unitatea conștientă cu mine. Pentru că, amintește-ți, adevărul nu este întotdeauna învelit în zahăr și de multe ori este necesar să gustăm din amărui pentru a aprecia dulcele și purul. Nu știi că prin păcatele tale, prin greșelile tale, prin înșelăciune, prin prieteni falși, prin învățături greșite, înveți și te întărești? Așa predau eu în principal. Te conduc prin toate acestea pentru ca tu să înveți să deosebești adevărul de fals, realitățile vieții de falsuri și de iluzii.
Suferința și durerea pe care o presupune o astfel de învățare nu este decât focul iubirii mele în inima ta, care arde poftele cărnii, gândurile greșite, egoismul, mândria și egoismul implantate și încurajate în ea de personalitate, care trebuie îndepărtate pentru ca viața mea impersonală să se poată manifesta liber și deplin. Și această personalitate ce este? Este ceea ce tu, cu mintea ta umană, îți imaginezi că ești. Este creatura căreia i-ai dat naștere cu multe, multe veacuri în urmă, pe care ai hrănit-o și ai hrănit-o, ai iubit-o și ai luptat pentru ea, ai avut încredere, ai urmat-o și ai crezut în ea, ca și cum ar fi fost reală în toți acești ani. Copilul din sânul tău, creatura minții tale umane, născută din gânduri, atunci când te-ai despărțit în conștiință de mine în Eden, după primul tău păcat, și de atunci te-ai hrănit și ai crescut cu ideea că erai separat de mine și că eu, Dumnezeu, eram nemulțumit de tine și te-am pedepsit continuu pentru că ai mâncat fructul cunoașterii binelui și răului. Și dacă ți-am permis să iubești și să ai încredere, să urmezi și să te supui acestui copil imaginar, care acum a crescut în conștiința ta până la deplină maturitate și a devenit atât de puternic și de puternic încât își domină și își conduce părintele cu un toiac de fier, a fost doar pentru ca, prin păcatele și erorile în care te-a împins și prin suferințele pe care ți le-a provocat, să te trezezi la realitatea irealității sale, la faptul că nu există decât în mintea ta, că singura viață pe care o are și toată puterea ei provin din gândirea ta constantă că tu ești această personalitate și că ești separat și în afară de mine. Și dacă s-a trezit în tine un sentiment vag al irealității sale, iar acum te întorci spre mine, căutând să te eliberezi de sub stăpânirea sa, să știi că acest lucru nu se va întâmpla niciodată până când nu vei fi pe deplin conștient că tu și cu mine, Dumnezeu în tine, suntem unul, că nu există separare, că tot ceea ce sunt eu, ești și tu, că tot ceea ce am eu este al tău, că toată puterea ți este dată în cer și pe pământ. Și de aceea că eu sunt și tu trebuie să fii stăpân și că această personalitate a ta este doar o fază a gândirii muritoare pe care am permis să se nască în conștiința ta umană pentru a-ți dezvolta mintea și corpul până când acestea devin suficient de puternice în mod conștient pentru a conține și exprima pe deplin viața mea impersonală. Trebuie să fii maestru, maestru absolut al tău însuți, dar nu poți fi maestru până nu te cunoști pe tine însuți, până nu-ți cunoști fiecare fază a personalității tale, toate puterile și toate slăbiciunile tale, toate puterile tale fizice, mentale și spirituale, toate defectele, tendințele și limitările tale umane și să te poți vedea și să-ți cunoști personalitatea chiar așa cum te văd și te cunosc alții, atât cu ochii și judecata lumii, cât și cu viziunea și înțelegerea spiritului. Să știi totul despre acea personalitate care s-a impus atât de subtil și viclean în conștiința ta, încât acum abia dacă mai pot spune când se manifestă și când mă manifest eu, sinele tău adevărat. Așadar, această personalitate a ta trebuie să fie supusă, trebuie să se contopească cu impersonalitatea mea, înainte ca adevăratele mele învățături să apară. Trebuie să realizezi cu conștientizarea sufletului că tu, cel impersonal, cel adevărat,
ești una cu fratele tău, așa cum ești una cu mine, trebuie să înveți să mă vezi pe mine, sinele său impersonal, sub iluziile personalității sale. Nu trebuie să permiți ca nicio reflexie a propriei tale personalități să întunece vederea clară a mea în ea, așteptând cu nerăbdare momentul în care și el, poate prin tine, va fi condus să mă recunoască pe mine, care locuiesc în inima sa. În impersonal, totul este unul. Atunci când poți intra în unitatea conștiinței impersonale și poți rămâne acolo în voie, ai intrat în împărăția mea și l-ai găsit pe Dumnezeu. Și după aceea vei putea să-L vezi și să-L cunoști în toate creațiile sale. Căci conștiința impersonală este conștiința mea, este împărăția mea, tărâmul ființei mele. Și cum eu sunt viața tuturor lucrurilor, odată ce ai intrat în acest tărâm, devii una cu mine și, prin urmare, una cu toate ființele. Și poți intra și ieși și găsi pășune. Căci te voi hrăni cu pâinea spiritului, iar vinul vieții va curge prin tine în râuri de iubire vie, binecuvântându-te în toate felurile și la fel pe toți cei cu care intri în contact. Capitolul 5. Așa că îți spun aceste lucruri, copilul meu, alesul meu, pentru ca tu să te străduiești neîncetat să cunoști această personalitate, să cunoști toate fazele ei subtile, egoiste, multe dintre ele ascunse atât de adânc în conștiința ta, încât nici măcar nu știi că sunt acolo, pentru că le-ai ascuns acolo cu mult timp în urmă, după ce ai fost înșelat să le crezi bune și necesare vieții tale. Și prin urmare le-ai făcut parte din natura ta. Dar acum, cu ajutorul meu, le vei vâna pe toate și le vei arunca afară, pentru ca natura mea impersonală să se poată manifesta liber. Așa cum te-am ales pe tine, copilul meu, și te-am chemat deoparte și ți-am permis să crezi că ai o lucrare specială de făcut, vreau să fii absolut sigur, dragule, că este vocea mea cea pe care ai ascultat-o în timp ce făceai această lucrare și nu vocea personalității tale. Dacă eu sunt pentru a fi învățătorul tău, iar tu dorești ca eu să te conduc și să te dirijez în această lucrare și dorești cu adevărat să mă slujești, atunci fiecare atribut al personalității tale umane trebuie să mi se predea mie, iar tu trebuie să o constrângi să facă acest lucru. Atâta timp cât rămâne o dorință sau un instinct egoist, acesta va păta cu siguranță lucrarea ta și vei fi în continuare sub dominația personalității. Sunt multe, multe moduri în care va încerca să se manifeste, dar eu sunt aici și îți voi arăta clar fiecare dintre ele, dacă mi-o ceri. Îți voi spune, nu cu autoritate dominatoare și insistentă, nici cu strigăte neliniștite în interior, ci cu sugestii blânde și pline de iubire, pe care nu poți să nu le înțelegi. Dacă vei fi în alertă și vei asculta vocea mea, care îi sfătuiește și îndrumă mereu pe cei care mă așteaptă cu credință și încredere vie. Munca mea, vei învăța treptat, nu poate fi făcută decât cu spiritul iubirii impersonale în inima ta. Numai printr-un astfel de spirit dezinteresat, fără să mă intereseze niciodată de rezultate, mă pot exprima prin tine. Trebuie să-mi cedez totul, trebuie să mă las să conduc și trebuie să lași toate consecințele în seama mea. Când vei învăța să faci asta, atunci voi face să se trezească în tine o conștiință a identității tale cu mine, a puterii mele, a înțelepciunii mele și a iubirii mele interioare.
atunci viața ta personală se va contopi treptat cu viața mea impersonală, iar tu vei fi conștient de toată moștenirea ta divină și de adevărata lucrare pe care am ales-o pentru tine, ca să o faci. Dar până când conștiința ta umană nu se va fi contopit cu conștiința mea divină, până când nu vei putea cunoaște și folosi cu adevărat puterile divine, ar fi mai bine să trăiești astfel încât să presupui că nu posezi puteri sau înțelepciune mai presus de semenii tăi. Poate că ar fi mai bine să-ți dovedești mai întâi ție însuți că ești capabil să trăiești și să fii toate aceste lucruri pe care acum le vezi mai mult sau mai puțin clar cu ochiul interior, înainte de a le oferi celorlalți ca fiind adevărul sau ca venind de la Dumnezeu. Pentru că știi că doar personalitatea este cea care se prezintă ca una cu autoritate sau ca fiind înțeleaptă în Duhul, ca fiind aleasă de Dumnezeu și ca fiind purtătoarea Lui de cuvânt. Și ține minte, eu sunt în studenții și discipolii tăi, așa cum eu sunt în tine. Adesea, foarte adesea, gândurile frumoase care vin de la învățători nu poartă convingerea adevărului, pentru că eu îi fac pe ascultătorii lor să vadă prea clar că acești învățători nu trăiesc ceea ce învață, sau că personalitățile lor sunt prea dominante, sau că sunt prea dornici să dea impresia că posedă înțelepciune, spiritualitate sau puteri, sau că, în mod inconfundabil, îi conduc pe adepți doar pentru a obține de la ei cât mai mulți bani, înșelându-se în același timp și crezând în raționamente eronate, precum robul este vrednic de plata sa, sau că, dacă dai învățături spirituale, trebuie să primești înapoi o plată materială, aceasta fiind legea. Ah, dragul meu! E sigur că niciunul dintre aceste lucruri nu este observat de către elevii sau ascultătorii tăi în tine? E sigur că problema banilor nu ocupă locul cel mai important în mintea ta, iar dorința de a mă sluji nu primește decât o considerație secundară? Poți spune cu adevărat că pui toate problemele materiale în întregime în seama mea, știind că eu voi asigura întotdeauna, cu generozitate, că nu există teamă în inima ta, nici îndoieli sau întrebări cu privire la faptul că eu voi satisface întotdeauna orice nevoie, da, orice dorință. Dacă da, atunci este necesar să cer sau să accept să plătesc pentru ajutorul iubitor pe care îl ofer prin tine? Nu este robul meu vrednic de salariul său și nu mă voi îngriji eu? Gândește-te la crinii de pe câmp și la păsările cerului. Cine le îmbracă și le hrănește? Nu ești tu mai mult pentru mine decât ei? O, tu, cel cu puțină credință, ascultă, numai dacă dăruiești din plinătatea iubirii, în mod liber, fără să te gândești la recompense, poți primi din generozitatea mea. Dar s-ar putea să nu accepți acest lucru acum. Dacă este așa, este bine, pentru că am ales să fie așa și să înveți adevărul prin alte canale. Trebuie să te menții în continuare în convingerea că până și slujitorii lui Dumnezeu trebuie să trăiască și că, trăind și lucrând în planul lumii, ei sunt obligați să folosească metodele lumii chiar și în lucrarea spirituală. Și acest lucru este adevărat, dar nu așa cum îl înțelegi tu. Va veni însă timpul când vei învăța prin încercări și suferințe să cunoști calea mea, când vei putea vedea cu ochii mei impersonali și cunoaște cu înțelegerea mea impersonală și vei putea lăsa deoparte cu totul orice interes personal în predarea ta, atât în rezultatele cât și în răsplata
pentru o astfel de predare. Atunci vei ști să folosești uneltele lumii chiar și în munca spirituală. Dar, înainte de asta, s-ar putea să trebuiască să te conduc pe calea grea înălțării, pe muntele înalt al realizării spirituale, pe calea grea a experienței amare. Da, poți ajunge acolo în acest fel. Dar, oh, cât de lungă și de dureroasă este călătoria! Poate spui, acesta este singurul mod în care pot învăța. Nu! Există un singur mod în care poți învăța pe calea cea grea. Este calea personală și poate fi necesar pentru unii să meargă pe această cale. Dar eu caut să te scutez de această cale. Nu ai văzut nenorocirea tristă a unora dintre cei pe care i-am condus astfel pe muntele cel înalt, cei care au urcat pe calea cea grea și au căzut chiar și din apropierea vârfului? Da, nimeni nu se poate înălța atât de sus decât ceea ce poate cădea, căci personalitatea este mereu în evidență în această călătorie. Adversarul este cel care se opune la fiecare pas. Aceasta este ceea ce o face atât de dificilă. Atâta timp cât a mai rămas ceva din sine, tot atât de mult timp personalitatea va găsi o cale de a se opune. Aș putea să te conduc în vârful muntelui și să-ți arăt toate regatele aerului, ale pământului, ale focului și ale apei, să ți le prezint și să îți spun că sunt toate ale tale și că le poți folosi. Dar dacă nu ți-ai curățat complet inima, mintea și sufletul de sine, iată că apare personalitatea și vorbește din spatele tău și imită atât de subtil vocea mea încât poți crede că sunt eu. Și când îți spune să iei și să folosești aceste regate pentru a te glorifica pe tine însuți, că după ce ai urcat la această mare înălțime, aceasta este răsplata ta, poți să te încrezi în ea și să te supui? Da, la fel ca aceia care au căzut de pe locul lor înalt de odinioară, în întunericul adânc și exterior. Pentru ca tu să fii scutit de această călătorie și de această ispită, dragul meu, îți prezint aici calea mult mai ușoară și mai simplă. Dacă vei rămâne în conștiința mea, sinele adevărat din tine, și dacă vei lăsa ca sfânta mea iubire impersonală să rămână în tine și vei permite să curgă liber, fără obstacole, necondiționat, din inima ta pentru a-i binecuvânta pe toți cei pe care îi întâlnești, dacă vei face acest lucru, poți să-mi ceri orice dorești și se va face pentru tine. Căci nu vezi, dragule, dacă îți poți armoniza pe deplin viața cu viața mea, eliminând toate fazele personalității egoiste, dacă îți vei da la o parte ideile, credințele și opiniile personale, astfel încât viața mea, care nu este decât iubirea mea vie, să se poată exprima liber și pe deplin prin tine, că golul lăsat după ce viața personală dispare va fi imediat umplut, așa cum aerul intră în vid, cu viața mea impersonală, pentru că viața mea impersonală este substanța reală a tuturor lucrurilor necesare pentru a umple și completa natura mea divină din tine și va curge cu siguranță atât în tine cât și prin tine, ori de câte ori o vei lăsa, și te va armoniza și binecuvânta și va aduce în manifestarea exterioară tangibilă toate lucrurile bune necesare pentru a completa complet natura ta umană și pentru a face să existe bucurie, fericire, satisfacție și pace în sufletul tău. Capitolul 6.
să-ți vorbesc acum despre viața mea impersonală, despre cum poți să o trăiești în mod conștient cu mine și să fii în întregime, una cu mine, sinele tău adevărat, tatăl tău din rai? Atunci ascultă și meditează îndelung și cu seriozitate la tot ceea ce îți voi spune acum. Nu trece cu vederea nici măcar o singură propoziție sau un singur gând din ea până când sensul meu nu devine clar. Eu nu caut nimic altceva decât să fiu și să mă exprim în și prin tine. Sinele meu este pur impersonal, deoarece este sinele real al fiecărei ființe umane. Eu sunt natura interioară pură, perfectă și dezinteresată a fiecărui eu uman, încorsetat în corpurile lor fizice, pentru a-i dezvolta în medii de exprimare a atributelor mele divine pe pământ, așa cum este în ceruri. Prin urmare, și tu trebuie să nu cauți nimic altceva decât să fii și să te exprimi pe tine însuți, care sunt eu, sinele tău divin și impersonal. Astfel, îți unești scopul tău cu al meu, voința ta cu voința mea, natura ta cu natura mea și astfel devii una cu mine, iar noi devenim doi în unu, starea divină pe pământ. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să-ți curăți mai întâi inima, apoi mintea și apoi trupul de orice simț și inclinație a eului personal. Acest lucru poate fi realizat doar prin sfânta mea iubire impersonală, cu care îți voi umple inima, astfel încât să nu mai fie loc în ea pentru nicio parte a eului. Cu inima purificată și îndulcită, mintea va atrage și va gândi numai gânduri pure și dulci, gândurile mele, care sunt întotdeauna înțelepciune pură. Prin urmare, vei vedea numai puritate și bunătate în toate lucrurile. În mod natural atunci, nemai fiind controlat sau influențat de gânduri greșite, corpul tău va deveni supus vieții mele, a cărei putere vitalizantă, purificatoare și perfecționatoare va alunga din el toate disarmoniile. Atunci, având doar iubirea mea în inimă, gândurile mele în minte și viața mea în corp, mă vei cunoaște pe eu sunt, propriul tău sine adevărat, căci atunci nu va mai exista un alt sine. Atunci eu sunt, sinele tău adevărat, va merge în lume, dar nu va fi din ea. Nu vei mai fi atras de ea, ci vei vedea cu ochii mei, vei auzi cu urechile mele și vei cunoaște cu înțelegerea mea toate lucrurile. Nu vei mai vedea doar aspectul exterior al lucrurilor, ci le vei vedea în realitatea lor. Nimic din trecut, prezent sau viitor nu îți va fi ascuns, căci limitările naturii umane nu mai există, iar în spirit nu există timp, spațiu, personalități sau separare. Totul este una. Iar tu vei merge mai departe cu conștiința acestei mari iubiri impersonale în tine, ca substanța naturii tale, și prin ea voi înălța, întări și ajuta pe toți. Binecuvântează-i pe toți cei la care te voi conduce sau pe care îi voi atrage la tine. Iubirea fiind natura ta și pe planul pământesc în om, ea fiind expresia pură și perfectă a vieții mele. Ea se împinge mereu în și prin el spre o manifestare exterioară deplină, completă și armonioasă. Și cu conștiința divinității tale și a puterii divine pe care ți-o dă iubirea mea, în loc să faci paradă de aceasta sau să dai dovadă de aceasta în mod personal, vei dărui, ajuta și binecuvânta
doar în mod impersonal, căutând să îndepărtez toate cătușele, toate obstacolele, toate limitările care împiedică în vreun fel viața mea să se exprime în și prin semenii tăi. Astfel devii una cu viața unică, cu viața mea interioară, impersonală. Prin urmare, una cu mine, izvorul și sursa tuturor binecuvântărilor, pământești și divine. De aceea nu vei mai căuta să-i înveți sau să-i conduci pe alții, pentru că ai devenit impersonal și, fiind impersonal, mă vei lăsa pe mine, atât în ei cât și în tine, să fac toată învățătura și conducerea. Nu vei mai căuta să conduci, ci doar să mă urmezi. Și nici măcar nu vei mai căuta să fii înțelept sau bun, sau puternic sau bogat sau sănătos sau fericit, pentru că tu ești toate aceste lucruri, fiind una cu mine, care sunt esența interioară din aceste lucruri, care nu sunt decât manifestarea exterioară. Și vei ști că orice lipsă de armonie prevestește armonia care va veni, că orice lipsă nu este decât îndemnul meu către o expresie completă, că orice întuneric nu este decât umbra care indică direcția luminii, că orice slăbiciune face parte din efectele antrenamentului care va avea ca rezultat o voință desăvârșită și că orice rău este bun și necesar pentru cel care a atins conștiința și punctul meu de vedere impersonal. Și astfel îți vei vedea de treburile tale, oricare ar fi ele, pentru că atunci vei ști că toate treburile sunt treburile mele. Și în loc să cauți și să te străduiești să obții pentru tine însuți binecuvântările spirituale care se află în vârful muntelui, vei înceta să mai cauți și să te străduiești și vei uita de tine însuți și vei simți marea iubire dinăuntru, lăsând-o să se învioreze și să se trezească, să ajute și să întărească sufletele care se zbat în jurul tău, căutând să înțeleagă și să asculte de sentimentul meu din inimile lor, dar care, din cauza minților imature și neantrenate, înțeleg greșit acest sentiment și, în consecință, înțelesul meu atunci când încerc să-l fac cunoscut din interior. Și îi voi conduce pe ei la tine sau pe tine la ei ca să-i învăț mai întâi din afară prin tine. Așa cum ți-am adus ție mesajul meu prin aceste cuvinte, tot așa voi da mesajul meu la multe sute de alții prin cuvintele pe care le voi rosti prin tine. Dar acest lucru nu poate fi așa cum i-am propus până când nu voi putea trăi viața mea impersonală în tine, până când nu vei renunța la personalitatea ta umană în favoarea impersonalității mele divine. Nu până când nu te vei determina cu toată puterea voinței tale și nu vei tânji cu toată foamea sufletului tău să trăiești viața impersonală, să faci ca eul tău personal să mă aștepte și să mă slujească pe mine, sinele tău propriu, adevărat, impersonal, nu-ți pot oferi nici măcar o frântură din adevăratul meu sens. Dar când ți-am garantat această privire, dragul meu, în veci după aceea, gloria ei va fi cu tine și te va conduce mai departe și mai departe și mai departe, până când înțelesul meu deplin va fi forțat de mine prin puterea dorinței sufletului tău. Acesta este mesajul meu. Misiunea sa este de a trezi în tine această dorință, dorința de a trăi viața impersonală. Aceasta este o învățătură înaltă și este doar pentru cei care o pot vedea, pentru cei pe care i-am pregătit pentru primirea ei. Pentru aceștia însă nu este decât o ușă care se deschide spre învățături mult mai înalte, pe care le voi oferi direct din sufletele lor,
celor care vin la mine cu credință și încredere iubitoare și care sunt dispuși să-și golească inimile de sine pentru ca eu să le umplu cu sfânta mea iubire impersonală. Pentru că îți promit aici, am pregătit pentru cei care tânjesc să vină la mine pe calea simplă, iubitoare și impersonală, mari minuni de binecuvântări spirituale, care vor fi pentru ei o sursă de bucurie nesfârșită și că le voi da, pe măsură ce eu rămân în ei și ei în mine, folosirea nelimitată a tuturor puterilor și atributelor mele divine. Dragilor, aceasta a fost minunata carte, scurtă dar cuprinzătoare, plină de spiritualitate și de înțelesul profund al lui Dumnezeu, cartea scrisă de Joseph Banner, intitulată Profesorul. Să luăm cu toții aminte și să extragem aceste învățături prețioase despre adevărata putere a lui Dumnezeu, despre adevărata putere a noastră și despre mântuirea fiecărui suflet, mai presus de lege, ci chiar acea promisiune de care vorbea și Neville. Dragilor, până la următorul filmuleț, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze sufletul, mintea și să vedem cu adevărat bogățiile pe care Atotputernicul ni le-a dat și până data viitoare să avem cu toții pace în suflet, numai bine!